Cine va avea nevoie de tine? Spune mulțumesc că măcar de milă am fost de acord să locuiesc cu tine, țipa soția. Igor și-a strâns capul cu mâinile, doar ca să nu audă prostiile astea. Cât de obosit era de toate aceste certuri care deveniseră o parte integrată a vieții lor. Dar totul a început atât de frumos și nimic nu prefigura probleme. Igor a căzut într-un vârtej de amintiri și imaginile din trecut au început să-i fulgere în fața ochilor. Dina a venit o vreme în sat ca să-și viziteze sora mai mare. Bineînțeles, o fată frumoasă urbană a atras rapid atenția băieților. Chiar însă și Igor nu-și putea îndepărta privirea de la ea. Și așa s-a întâmplat că anume el, de către sora Dinei, a fost angajat să le taie lemne. Pentru că băiatul o făcea repede și lemnele se primeau aproape toate de aceeași dimensiune. Fata stătea în curte într-un leagăn și se uita la Igor. Ea și-a întors privirea rușinată, a zâmbit și apoi de ce să vorbească. Locuiești aici numai vara? Întrebă Dina, înclinând capul într-o parte. Nu, tot anul, dar de ce întrebi? A pus el o contra-întrebare, încruntându-se ușor. Am crezut că înveți undeva. Ah, asta e. Am absolvit liceul și nu m-am dus în altă parte. Nu am nevoie de o altă diplomă care să stea să se prăfuiască. Am toată viața mea aici. Îmi place libertatea, pădurea, câmpurile. Dina chicotea încet. Soarele amiezii a devenit foarte fierbinte, iar transpirația curgea ca un râu pe corpul lui. Igor nici măcar nu se aștepta ca fata să-i aducă o cană cu apă rece și i-a fost foarte recunoscător. Hai să ne plimbăm de seară, sugeră fata. Am auzit că vă adunați în jurul focului de tabără și cântați la chitară. Cumva nu vreau să merg singură, dar aș merge cu tine, adăugă ea. Igor era cât pe ce să se înnece și a început să tușească. Dresându-și cumva glasul, s-a uitat la fată, fără să creadă că ea, o frumusețe după care a făcut toți băieții din localitate, îl invită la plimbare. Desigur, vom merge, o să ne încălzim lângă foc, o să mâncăm cartofi copți. Fata zâmbi. Toată vara au petrecut-o împreună. Dina a devenit prima iubită a lui Igor, iar inima i s-a frânt când fata a spus că e timpul ca ea să plece. Poate rămâi să trăiești cu noi. Vom fi s-a deconstruit casa. Vom avea grijă de gospodărie, a încercat el să o convingă. Îmi pare rău, dar nu pot. Acesta este ultimul an la universitate. Trebuie să mă apăr diploma și să găsesc un loc de muncă bun. Totul este foarte greu și nici măcar nu pot trăi la țară. Nu e al meu. Mai bine vină tu în oraș. Eu locuiesc singură în apartament. Poți să stai cu mine? Igor a condus-o pe fată la autobuz și ea i-a promis că va veni în weekend și de asemenea îl va suna în fiecare zi. La început, Dina chiar venea foarte des, aproape fiecare săptămână și petrecea mult timp cu Igor. Dar apoi ea s-a aprofundat și mai mult în studii și nici nu prea avea timp să-l sune. Realizând că s-a îndrăgostit lui de fata cu ochi albaștri mari și bucle rămii, Igor a decis să meargă în oraș. Nu a vrut să-i spună fetei până când nu și-a găsit un loc de muncă și un apartament pentru chirie. Prin urmare, a convenit să stea la un coleg de clasă timp de o săptămână. De asemenea, acesta l-a ajutat pe Igor să-și găsească un loc de muncă. Te percepi bine la calculatoare, i-a spus colegul. Erai cel mai bun în informatică din clasă. N-ai vrea să mă ajut cu programele? Eu le creez și le vând. Poate pe viitor vom reuși și o companie să înființăm împreună. Și de asemenea, mă ocup și cu repararea calculatoarelor. Salariul lunar ajunge până la 5.000. Pentru început e ok, nu-i așa? Igor s-a pus pe gânduri. Cu calculatoarele, el chiar era la pertu. Chiar dacă echipamentele lui rămase în sat, erau cam învechite. Hai să încercăm, în cuvință Igor. Grozav, o să-ți dau vechiul meu laptop deocamdată, apoi îți vei cumpăra ceva mai bun. Și așa a început viața lui Igor la oraș. Desigur, era atras de sat, voia să se urce într-un tractor și să călătorească prin câmpuri, dar acolo ar fi pierdut ocazia de a fi cu Dina. Hotărând să-i facă o surpriză fetei, acesta a venit la universitatea la care ea studia, cu un buchet de flori. Fata a fost plăcut surprinsă, dar în același timp, parcă dezamăgită. De ce nu mi-ai spus că vii? Deja i-am permis unei colege de grupă să locuiască cu mine, până când își rezolvă toate problemele cu părinții săi. Nu-i nimic, am unde să stau. O să închiriez un apartament mai târziu, încerca băiatul să se justifice, îmbrățișându-și iubita. Întâlnirile au devenit aproape zilnice.
Dina se bucura că Igor totuși a decis să se mute în oraș. După absolvirea universității, fata a decis să-și ia o scurtă pauză de câteva luni și să se odihnească înainte de a-și găsi un loc de muncă. Iar băiatul, profitând de ocazie, a cerut-o în căsătorie. Munca lui Igor merge destul de bine, iar în cele mai rele luni primea cel puțin 4.000, iar în cele mai bune, uneori reușea să depășească și 10.000. Dina se gândi câteva zile. Ea nu știa dacă merită să o facă atât de devreme, pentru că era încă destul de tânără. Iar aici mama a venit la ea cu un sfat. Nici nu te gândi mult, acceptă. Băiatul e cu minte, e harnic. Cu el nu vei ști ce-i suferința. Oamenii de la țară știu mereu cum să facă bani. Da, și în acel sat, casele nu sunt ieftine. El are mâini, va finisa casa. Iar tu vei crește copii la aer curat. Dragă, el a venit în oraș pentru tine. De un așa băiat trebuie să te agăți cu mâinile și picioarele. Uite la Iulia, sora ta. A plecat și ea la țară și acum se descurcă bine. Fata a decis că se mai gândește. Drept urmare, Dina a cântărit toate avantajele și dezavantajele unei căsătorii timpurii și a decis să fie de acord cu sfatul mamei sale. Îi era milă de Igor. Pare a fi un băiat foarte bun. De unul singur, însă se va pierde. Dar faptul că iubirea a devenit un obicei este un fenomen normal. Toți trăiesc așa. Dina acceptase propunerea și peste câteva luni a organizat o nuntă modestă în oraș. Și apoi a făcut un adevărat ospăț în sat. Mesele erau pline cu mâncări delicioase de casă. Fata nici nu se gândea că ar putea fi atât de vesel la țară. La o masă mare, aproape toți vecinii s-au adunat. Nunta a sărbat-o câteva zile, iar apoi s-au întors în oraș. Dina a început să-și caute un job și de curând s-a angajat la o fabrică de procesare a cărnii, ca asistent de laborator. Totul părea să meargă bine în viața lor, dar fata se comporta oarecum rece, detașată. Ea zâmbea telefonului mult mai des decât lui Igor. Și într-o zi, el hotărât să vorbească cu ea despre aceasta. Văd că ceva nu e în regulă. Te-ai schimbat mult de când ai primit postul. Se întâmplă ceva. Ești foarte încărcată la muncă? Ce prostii, l-a respins Dina. Mai bine uite, ai avea grijă de tine, nu de munca mea. Ți-ai împrăștiat ciorapii peste tot. Igor făcu ochii mari de surprindere. El nu și-arunca niciodată șosetele prin casă. La țară avea un coș pentru rufele murdare și toată lumea a luat obiceiul să pună hainele acolo, dar nu să le împrăștie prin colțuri. Chiar și acum, el ducea hainele murdare la baie. Iar când coșul era plin, el pornea singur mașina de spălat și apoi le punea la uscat la balcon. Spăla chiar și hainele soției sale. De fapt, Dina a început să primească mai multă atenție din partea reprezentanților de sex masculin la locul de muncă. Chiar și șeful chicotea cu ea și din când în când încerca să o provoace să-și înșele soțul. Doar că educația nu i-a permis să fie de acord și, prin urmare, a purtat un gol în sufletul ei. Din acea zi, certul a devenit un partener constant în relația lor. În fiecare zi, Dina găsea vreun motiv ca să țipe la soțul ei, dar el chiar nu înțelegea ce voia ea. În fiecare zi el îi cumpăra flori, dar soția lui striga că un astfel de buchet ieftin poate găsi la orice colț. Într-o zi, ea s-a întors acasă cu un buchet imens de trandafiri și a spus că șeful a dat astfel de buchete întregii echipe feminine. Doar că Igor, deși a crescut la țară, nu era deloc un prost. El a bănuit că ceva nu e în regulă și a încercat să lege acest buchet cu schimbarea bruscă a comportamentului soției sale. Ai pe altcineva? Într-o zi a întrebat el cu severitate. Încetează să mai spui prostei, spuse Dina. Igor voia să ignore întreaga situație și să pretindă că totul era bine, așa cum făcuse mai înainte. Dar nu a făcut-o. El se uită la telefonul soției sale, care se afla în mâinile ei în acel moment, și a atras atenția la faptul că ea coresponda cu un bărbat pe nume Andrei. Acesta cine-i? Întrebă el. Dar ce e ce-ți pasă? Ascultă, dacă lucrurile merg așa, îmi strâng hainele și voi pleca. Te comporți așa de parcă aș fi un străin pentru tine, un nimeni și nu soțul tău. Te agăți mereu de mine. La ce bun mi-e o astfel de viață? Nu mai pot rezista, Igor. Cine va avea nevoie de tine? Spune mulțumesc că măcar de mil am fost de acord să locuiesc cu tine, strigă soția. Igor și-a strâns capul cu mâinile. El, sincer, nu înțelegea ce se întâmplă cu ea. Din milă ai fost de acord să locuiești cu mine? Ce fel de milă?
Brațele și picioarele îi erau pe loc. Nu era deloc urât și nici prost nu era. Își câștiga existența singur. Atunci de ce ar trebui să-i fie milă? Bărbatul clătină din cap și se uită la soția sa. Cât de mult era sătul de certuri și de indiferența din ochii ei. El s-a dus în cameră și și-a adunat lucrurile într-o geantă. Unde mergi? Întrebă Dina, încrucișându-și brațele peste piept. Eu plec. M-am săturat să mă arăt în fața ta și să cerșesc iubire. Poate vei avea noroc cu Andrei. Igor a plecat, iar Dina nici măcar nu a încercat să-l oprească. El și-a luat un mic concediu, pentru că dorea să petreacă ceva timp la țară. 2 săptămâni mai târziu, el s-a întors și și-a închiriat un mic apartament. Dedicându-și tot timpul liber muncii, Igor a început să primească și mai mulți bani. Împreună cu colegul său, în cele din urmă și-au atins scopul și-a deschis și o mică companie pentru creare de software, pentru calculatoare și telefoane și recuperarea datelor. Dina, între timp, s-a simțit liberă și în cele din urmă și-a permis să petreacă o noapte cu șeful. Doar că, după acea noapte, el a încetat să o mai contacteze. Și când femeia a reușit în sfârșit să dea ochii cu el la uzină, acesta a zâmbit și a întrebat-o. Dar eu ți-am promis ceva? Cine ești tu în genere? Femeia s-a întors acasă cu inima frântă. Era devastată. Fugind după emoții și senzații noi, ea și-a pierdut familia. Apartamentul nu mai avea intimitate și confort. Igor îi lipsea foarte mult. Iar femeia și-a dat seama cât de mult se înșela. Aflând că și-a deschis un mic birou și acum lucrează acolo, Dina a ajuns acolo la ora închiderii. Igor era deja singur. El își ridică privirea spre ea și nu-și putea crede ochilor. Am greșit. Vreau să-mi spășesc vina. Vino acasă, spuse femeia. N-am casă lângă tine, spuse bărbatul. El și-a împachetat laptopul nou-nouț într-o geantă specială și se îndreptă spre ieșire. Ne închidem deja, adăugă el. Igor, îmi pare rău. Am greșit atât de mult, spuse femeia și începu să plângă. Știu că încă mă iubești. Inima îi se opri pentru o secundă. Numai că ea nu i-a spus nimic despre sentimentele ei. Igor trase adânc aer în piept. Numai nu zic că nu e așa. Încă porți inelul, strigă Dina. Nu-l mai port. Bărbatul și-a scos inelul de pe deget, s-a apropiat de fosta lui soție, i-a deschis mâna și i-a pus verigheta pe ea. Ei am depus cerere pentru divorț, te sfătui să o accepti. Nu mai trebuie să-ți fie milă de mine. Femeia a început să plângă, iar Igor a trecut pe lângă ea și a mers înainte, spre viitorul lui strălucit, în care va fi cu siguranță iubit, iar acest sentiment va fi cu siguranță reciproc. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dacă v-a plăcut istorioara, nu ezitați să lăsați un like. Seara plăcută să aveți. Pe curând!